Bună ziua, suntem la o dezbatere a Centrului Român de Politici Europene găzduită de Hot News pe tema agriculturii și mai exact pe tema fondurilor europene pentru agricultură, cu un accent direct spre opțiunile României pentru plățile directe din viitoarea perioadă de programare 2014-2020 în cadrul unui proiect la rândul lui finanțat din fonduri structurale, despre care vom vorbi împreună cu invitații noștri, Cristian Ghinea, directorul Centrului Român de Politici Europene, doamna Daniela Giurc, este consultant politici agricole, și domnul Lucian Luca, care este expert în cadrul Institutului de Economie Agrară și este și expert afiliat al Centrului de Politici Europene, împreună cu care am mai scris multe rapoarte. Așadar, agricultura, o miză mare, 40% din bugetul Uniunii Europene. Au și întrebat cititorii Hot News de ce ne ocupăm de agricultură. Opțiunile pentru plățile directe sunt foarte importante pentru o categorie mare de români fermieri. Care sunt cele trei schimbări punctuale, importante și cu mize? Să spunem mai puțin despre contextul în care ne aflăm. S-a aprobat la nivelul Uniunii Europene planul privitor la politica agricolă comună până în 2020. Acum urmează partea de implementare și fiecare stat membru are o marge de interpretare și România are niște marge și ar trebui să dezbatem aceste chestiuni, pentru că vorbim de foarte mulți bani pentru foarte mulți oameni. Și sunt bani de la Uniunea Europeană care vor merge acolo unde chiar este nevoie, la talpa țării. Și cum anume distribuim acești bani este în mare parte o politică a Guvernului României despre care trebuie să discutăm. Temele importante pe care noi le-am pus în raport sunt înverzirea, condiționalitățile privitoare la mediu, plafonarea, ce facem cu fermele mari, eventuala plafonare, de fapt, în casă este o decizie care trebuie luată, de fapt, dacă România va limita banii pe care fermele mari îi primesc. Și a treia temă mare, cum distribuim banii pentru cei mici. Sunt mai multe alegeri care trebuie să le facem. Este un moment foarte bun. Proiectul nostru de dezbatere și discuții împreună cu ministerele și partenerul în această latură a proiectului este Ministerul Agriculturii. Încearcă să ajute ministerele, fie că vorbim de Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii în acest caz, să ia niște decizii informate pe baza unor dezbateri publice. O miză foarte mare și destul de puțin explicată, și e foarte bine că Centrul Român de Politici Europene se ocupă de asta, cum distribuim banii pentru cei mici, doamna Giurcă, ce schimbări aduce în opțiunile României această politică? Păi, în primul rând, această schemă pentru ferme mici, care este o noutate și este un rezultat al extinderii și a diversității agriculturilor din Uniunea Europeană. Cred că ar trebui ca România să-și utilizeze această opțiune și să facă uz de ea ca să rezolvăm o mare parte din aceste probleme pe care le au fermierii mici. Modul de cum vom da și cum se va calcula, cum se vor plăti plățile directe pentru cei mici este o opțiune pe care România trebuie să o ia funcție de realitatea din teren. Se știe că nu poți să folosești mai mult de 10% din plafon european, iar cele două opțiuni, să dai o plată egală sau să dai fiecăruia după cât teren are, te lasă să ai o marjă de manevră. În studiu realizat de Lucian sunt foarte bine explicate aceste lucruri și probabil că o plată funcție de ar fi mai fezabilă, funcție de câte hectare are. Poate ne-am și încadrat în plafon. Ce-și doresc de fapt agricultorii, fermierii? Cum ar vrea să fie? Sau părerile sunt împărțite? Vor pe hectar, după suprafață, după producție? Cam unde se duce opțiunea tuturor?
Și dar fi bine. Nu pot ști unde se duce opțiunea tuturor, eu știu și eu ce știe toată lumea. Fermierii mici vor să primească cât mai mult fermierii mici, iar fermierii mari să primească ei cât mai mult. Dacă tot e vorba de o posibilitate în care de redistribuire oarecum prin intermediul guvernului. Eu am investigat lucruri un pic mai mici de implementare, anume cu schema fermelor mici. Am vrut să văd dacă nu cumva e mai potrivită opțiunea, consultând un grup de oameni, o să vedeți care, fermieri și nefermieri, oameni interesați de agricultură, adică fermieri și decidenți, foști, posibil, viitori, actual. Dar eu am investigat, ziceam, dacă merită să le dai plată egală sau o plată diferențiată. Plată diferențiată este mai bine pentru că la cum e făcută, la cum e propusă măsura, în felul ăsta scap de riscul de a depăși plafonul. Adică depășind plafonul nu e nicio problemă când îi dai omului cât ar fi primit și dacă nu era în schema micilor fermieri. Iar faptul că e bine să ai cât mai mulți oameni în schema micilor fermieri e o chestie despre care CRP a mai vorbit și nu numai CRP. Numai din schema micilor fermieri se poate ieși din agricultură în perioada următoare de finanțare, primind o compensație din fonduri europene. Pentru că nu mă aștept să aibă bugetul României niște bani să-i dea pentru asta. Iar dacă pentru ieșirea din agricultură, ca să fie ducă la o structură mai competitivă a exploatațiilor. Și dacă i-ar avea, ar trebui să-i folosească poate pe următorul nivel, nu pentru cele mai mici, pentru următoarele cele mai mici, cele, să zicem, de la 10 la 20 de hectare. Plata pe în funcție de suprafață sau în funcție de de producție a fost o altă discuție. Mai sunt și alte polemici și dileme dacă fermierii își folosesc cu adevărat pământul în agricultură sau nu. Știu că și aici ați avut câteva precizări cum se pot direcționa și cum se pot aloca banii astfel încât statul și până la urmă Uniunea Europeană se asigure că banii se duc și sunt folosiți exact în agricultură. Da, dar n-am... Asta am atins subiectul în dezbaterea online. Dar în raport nu neapărat. În raport nici măcar despre definiția fermierului activ n-am vorbit prea multe, deși ea e parte a plăților directe. Definiția fermierului activ va lămuri problema asta care a fost discutabilă conform regulamentului anterior, când puteau unii să nu lucreze și să primească, nu prea se va mai putea să primești să nu lucrezi terenul. Trebuie să dovedești că lucrezi. Va mai lămuri chiar și o problemă cea cu pășunile aflate în proprietatea și sau folosința consiliilor primăriilor, consiliilor locale, unde se abuzează un pic de devin beneficiari de fonduri europene, primăriile, consiliile locale. Plafonarea, o altă măsură importantă, și aici pentru România sunt câteva opțiunile, sunt și în funcție de grupurile de interese. Ceea ce practic a făcut CRP un fel de avocat al micilor proprietari. Cum stau lucrurile pe plafonare? Asta este o discuție foarte veche și discuția la nivel global, pentru că și în America au această problemă. Practic, odată ce subvențiile au trecut de la producție spre suprafață, s-a ajuns următoarea dilemă. Sunt oameni sau companii care dețin foarte mult pământ și luând subvenția pe suprafață, a ajuns să ia și foarte multă subvenție. Noi, la un dat, am publicat acum câțiva ani o listă pe care am luat-o de la APIA, informații publice. Publică era, dar nu m-am prea știa de ea, cu mari companii din România care ajungeau să ia și 10 milioane de euro pe an ca subvenție. Vorbim de Balta Brăile și așa mai departe. Ok, întrebarea este, mai are logică subvenția ca politică publică în condițiile astea? Și nu vreau neapărat să-i pedepsim pe cei care au ajuns să aibă foarte mult pământ, dar trebuie să ne gândim cum folosim banii ăștia bine. Și noi am
fost pentru cei care au spus, doamne, ar trebui și în România să se aplice o asemenea plafonare. La nivelul Uniunii Europene nu era o decizie luată. Comisia Europeană a propus plafonarea, dar până la urmă, din negocierile politice, s-a ajuns să fie opțional. Deci, la sfârșitul zilei, adică perioada în care ne aflăm, România, Guvernul României, trebuie să decidă dacă să li se impună o plafonare sau nu. Opțiunea asta este că da. Mai ales că în condițiile actuale, după negocieri, așa cum arată acum măsura asta, banii rămân în România. Deci nu se pune problema că nu mai ia un mare fermier banii și ce rămâne, restul de bani sunt trimiși înapoi la Bruxelles. Nu, rămân în România și chiar propunem un fel de formulă de compromis pe care îl felicit pe Lucian, pentru că până la urmă este, este următoarea idee. Dacă o fermă depășește pragul de plafonare, care e de 300.000, e mai complicat să pun 300.000 de euro pe an, ceea ce este o sumă totuși, acești bani, se poate fi, restul de bani, adică peste 300.000, se poate fi folosiți tot de acea fermă pentru retehnologizare sau pentru inovare, pentru diverse alte scopuri. Deci, practic, nu pierd oamenii banii ăștia, dar trebuie să devrească că îi folosesc într-un fel și pentru interesul public. Deci, este o schemă de compromis care sperăm noi să facă acceptabilă plafonarea pentru România. Pentru că altfel, dacă pe de o parte România este susținătoarea fermierilor mici și mijlocii, pe de altă parte, nici nu introduce plafonare, noi practic vrem să ajutăm pe toată lumea. Și pe aia mici, și pe aia mari, la un moment dat se vor termina banii. În același timp, e foarte important că cei mici sunt cei mai mulți și, de fapt, asta este una din caracteristicile agriculturii. Nu suntem în cazul Franței. Dar ei nu prea sunt organizați și nu prea au o voce la fel de puternică, precum au fermierii foarte mari, care se laudă prin ziare că ei pun secretar de stat de pildă. Cum ar fi mai bine, doamna Giorca? În primul rând, aș vrea să fac niște clarificări. Deci se plafonează doar suma de bază, deci ceilalți bani. De 300.000 de euro. Deci, suma din așa numite plăți de bază. Plățile de înverzire, deci plățile de înverzire, dacă fermierul respectiv, deci suma este mult mai mare, să nu exagerăm, că de la 300.000 plată de bază. Deci asta este principiul, iar pe toată suprafața se primește cei 30% dacă fermierul respectiv îndeplinește toate condițiile agricole de mediu, da? Puse prin înverzire. Eu sunt sceptică în privința deciziei. Deci în momentul când este lăsată la latitudinea statului membru, este o măsură propusă de multă vreme în politica agricolă și eu sunt sceptică că la ora actuală România va adopta această măsură. Probabil că dacă va fi o reducere, poate o reducere mai mică, nu cred că se va putea face țintit. E o propunere interesantă, dar banii pe care nu-i pierde România, îi se duc în bani pentru dezvoltare rurală, vor putea fi accesați prin proiecte de inovare. Bineînțeles că ferma X, dacă se obține, se duc banii în dezvoltare rurală, nu se poate duce să-și acceseze acei bani. Deci ele vor fi... Da, și totuși, când se pe un proiect, e dacă țintit. E țintit. Dacă e pe un proiect, ei vor avea posibilitatea să acceseze aceste proiecte și vor mai avea posibilitatea să fie activi în parteneriatul european pentru cercetare inovare. Poate așa s-ar putea găsi o soluție. Și asta o prevedere din regulamentul pe dezvoltare rurală care spune la investiții în ferme că ar trebui să fie favorizate fermele mai mici. Banii ăștia vor putea constitui așa o compensație oarecum pentru fermele mai mari fiind în inovare. Și... Dar mai aveam ceva de spus, că e puțin timp, din ce au spus ei. La schema fermelor mici, detaliile sunt foarte frumoase și detalii se mai găsesc și în raport. Dar dacă e să spunem pe scurt ce a făcut raportul ăsta, schemei micilor fermieri i-a asociat obiectivul de ieșire din agricultură pentru corectarea structurilor. Plafonării i-a asociat obiectivul de durată mai lungă de creșterea competitivității prin investiții și tehnologii noi. Iar celelalte posibilități de redistribuire a banilor, care era plată suplimentară pentru primele 30 de hectare, n-am reușit să-i asociem niciun obiectiv. Și atunci ne gândim că acea măsură n-ar trebui introdusă în România. Deși, cum spuneam la început, fermierii mici vor să aibă plată cât mai mare, unitară la hectare.
După cum și fermierii mari vor să aibă plăți cât mai mari globale pentru hectarele pe care le au. Dar abia când le punem la un loc toate cererile, vedem că banii, mulți în creștere față de perioada anterioară, sunt puțini. Practic, cele 30 de hectare se vor da tuturor. Va avea relevanță o astfel de plată pentru un fermier care are 30 de hectare? Dar ce relevanță va mai avea pentru un fermier care are 4.000, 5.000, 3.000 de hectare, că mai primește în plus pentru 30 de hectare? Asta este ideea. Din păcate nu mai avem timp să punem toate opțiunile, însă ele sunt foarte interesante, de la ce poate lua bunicul care a mai, sau mama care a mai moștenit un hectar la țară până la 30 de hectare și cei care au mult mai mult. Vă mulțumim foarte mult și mulțumim gazdei Hot News pentru faptul că ne-a oferit interacțiunea cu cititorii.